Ne bucurăm foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre să participați la această conferință. Și totodată vreau să vă spun că îmi revine deosebită plăcere să fac lucrările de gazdă și să prezint ceea ce urmează a se desfășura. Mulți dintre noastre ați mai participat la întâlniri de asemenea factură, cu asemenea teme. Mulți ați cunoscut persoana. Probabil că o parte dintre noastre veți lua contact cu domnia sa astăzi. De ani de zile, această persoană, acest român, încearcă, să nu spun că se chinuie, dar încearcă zi de zi să aducă ceva nou pentru această țară, pentru acest popor și pentru credința noastră. Astăzi avem din nou ocazia să ne întâlnim cu domnia sa, să vină cu noi idei, cu noi comunicate pe care să ducem mai departe, cu o nouă lucrare destul de laborioasă, lucrare care ar putea să schimbe într-adevăr fața acestei țări și acestei societăți. Nu este nimeni altul decât domnul doctor Călin Georgescu. Acum ceva timp, oarecum prin anii 50, într-o școală în Anglia, învățătoarea în școala primară mi-a întrebat pe copii: ce vrei să te faci cu ultima? Și mi-a spus: vreau să mă fac arhitect. Ce vrei să te faci? Vreau să mă fac pictor. Și tu? Inginer. Și tu? L-a întrebat pe John Lennon. Eu vreau să mă fac fericit. Și învățătorul i-a spus: dragă John, nu ai înțeles întrebarea. Uite-te la colegii tăi. Întrebat: ce vrei să te faci? Zice: nu, dumneavoastră nu ați înțeles viața. Ne naștem din iubire, cu toții, și intrăm într-o mare și uriașă manipulare. Sau cum să zice, ne naștem originali și murim niște bani ale copii. Trăim niște vremuri în care mă mir câteodată că suntem lăsați să trăim. Cel care renunță la cel mai important dar pe care l-a dat Dumnezeu, și anume libertatea, pentru siguranța pântecului sau la salariului, pentru siguranță în general, așa cum o văd oamenii astăzi, nu merită nici siguranța și nici libertatea. Asta parafrazându-l pe cel care a fondat Statele Unite, Benjamin Franklin. Este o mare problemă, uriașă, omenirii astăzi. Sigur că are un fundament destul de precis la această manipulare uriașă a minții și a modului de a nu ne mai ști cine suntem noi. Tema principală este cine suntem, de ce am venit pe acest pământ și ce misiune avem fiecare dintre noi. Care este misiunea noastră? Este doar de a ne scula dimineața, de a mânca rapid un croissant și a bea celebrul jus de portocale din petul de plastic? Ne duce la serviciu unde constatăm că fericirea este dată din exterior, din ce ne spune șeful sau ce ne se spune pe media,
Ulterior ne facem că ne ducem familia undeva în parc, pentru că așa este bine și așa am și văzut pe media. Stăm în fața televizorilor, primim o informație pe care trebuie să o vezi totdeauna invers și ulterior mă gândesc dacă lucrul ăsta la cât poate să continue. Și mă gândesc de asemenea de ce am ajuns și noi în această situație ca țară. Am preluat din obișnuință de a gândi cum ne-au făcut alții să gândim, o stare de colivie în care stăm în dărătul gratilor până când bătrânețea și rutina se vor obișnui cu ele și vitejia și demnitatea nu va fi decât o uitare banală. Eu vreau să vă spun că sunteți puternici. Voi toți sunteți puternici dacă știți cine sunteți. Nu ceea ce vă spun alții că sunteți. Sunt în joc trupul, sufletul și viața voastră. Pe tot acest lucru. Ghidul vieții reprezintă ceea ce simt. Indiferent ce îmi spun ceilalți de lângă mine și indiferent dacă îmi spun contrariu. În mod special. Ne-am obișnuit să fim de acord cu alții, fie chiar cu știința, în loc de a fi de acord cu ce simt eu. Cu ce simt eu? Care sunt simțămintele mele? Promovăm înlocuirea adevărului cu minciuni. Și nu înțelegem că prin asta trupul nostru devine un mare teren de boli. Și astfel ne așezăm într-o fericire retrogradă, într-o zonă a unei besne ignoranțe. Și din cauza asta nu înțelegem că lumea nu este în criză, ea economică și financiară, cum se spune, ci este într-o uriașă criză de boală, profundă. Și fără un nou salt, pe un nou nivel de conștiință spirituală, omenia nu își va reveni. Și asta, de fapt, se va și întâmpla. Pentru că nu se înțeleg că totul are conexiune cu totul. O poveste asiatică spunea că bătăile de aripi la unui fluture în Japonia declanșează o furtună în Africa. Asta e toată ideea. Omul s-a depărtat de sine enorm. Și nu înțelege că responsabilitatea personală, conștiința noastră zilnică de ceea ce facem acum este importantă. Suntem inconștienți pe ceea ce facem zilnic și inclusiv pe ceea ce mâncăm, pe ceea ce ne uităm, pe ceea ce preluăm ca informație rapid. Fără să mai simți nimic. De fapt, societățile, nu doar cea românească, în mod special poate, din multe motive, care ne interesează direct, sunt concepte în frică. Frica astăzi domină lumea și frica este la baza tuturor problemelor. Frica de libertate în special și frica de moarte, care este fundamentul tuturor bolilor în această lume. Frica de moarte, precis, este asta. Totul este frică. Ca o definiție ar fi gândul că nu pot avea ceva de care cred că am nevoie. Fals. Frica de a nu fi iubit. Frica că atunci când sunt iubit, să nu pierd iubirea. Frica de a nu avea un salariu. Îmi spunea un foarte bun prieten, un neamț, Robert Betz. Omul astăzi are două probleme care nu poate să scape, majore. Frica de a nu scăpa de zahăr și de sare și frica de salariul lunar. Și de orice ceea ce nu poți să scapi, ești în sclavie. Și trăim perioada unui sclavagism modern.
și bine, bine conturat, cu mare finețe și bine aranjat și structurat, în așa fel încât să nu simți nimic și să crezi că logica sistemului este logica ta. Și atunci ai intrat definitiv în sclavie. Transformă fricile și putem transforma lumea. Transformăm fricile și putem transforma România. Asta este ideea. Fiecare dintre voi vă spun, cheamă-ți fricile și aventurează-te. Și atunci vei înțelege că poți să nu ai absolut nimic și de fapt absolut totul. Și ideal este să te scoți dimineață mulțumit cu ce ai și să te culci mulțumit cu cine ești. Vă spun o cheie, nu vă dau o sabie. Când vă sculați dimineață din pat, să fiți sigur că aveți tot ceea ce vă trebuie. Tot! Absolut tot! Lăsați-vă purtați în această energie a Universului și veți fi surprinși de câtă abundență vine peste voi. Atunci când ai încredere în natură și în tine, asta este tot. Omul, prin poziția sa bipedă, este legătura între Mama Pământ și Tatăl Celestial. Asta e toată ideea. Prin noi curge energia Universului și nu înțelegem pentru că ne este frică că pierdem ceva. Și așa a fost spusă toată societatea de mult timp. Numai că astăzi este peste tot. Peste tot. Frica că nu facem ce ne spune doctorul. El știe cel mai bine. Veniți-vă într-o masă simplu. Cum poate să știe un doctor, om fiind, da? Eu mă duc în fața lui și spun că sufăr de, nu știu de ce, mă doare asta. Cum poate să știe omul ăla mai bine decât mine? N-are cum. Medicina a fost inventată special pentru frică. Iar o altă definiție la bază, pe care am să o spun cu altă ocazie, chiar la facultatea de medicină, cât de curând. Și n-aș vrea să-i pregătesc de acum. Dar în mod real, asta este situația. Acest proces duce la faptul că astăzi avem 7 miliarde de oameni pe planetă, din care 2 miliarde suferă de apă, de lipsă de apă, 1 miliard de lipsă de hrană și 4 miliarde de malnutriție. 4 cu 2 cu 1 fac 7. De ce este malnutriție? O să vă spun imediat. Dar cert este că exemplele pot continua. Că dispar, datorită lăcomiei noastre imense, 15 milioane de tone de cel mai fertil sol în lume pe an, dispar 13 milioane de hectare de pădure. În anul 2050, oceanul planetar va fi fără viață, doar plin de plastic, pentru că exploatarea este și poluarea imensă. 90% din peștele mici este folosit ca făină pentru cea mai mare industrie care poluează lumea, industria de creștere a animalelor, și care nu se spune în nicio conferință lume. Ne facem că nu știm. Specialitatea mea este dezvoltare durabilă, fac o paranteză, și am fost la toate conferințele cele mai mari ale lumii, cu cei mai importanți oameni. La toți le frică să spună creșterea animalelor este cel mai mare polator al lumii și se îmbuibă mința omului și a oamenilor generat pe planetă, că sunt avioanele, sigur că sunt, mașinile, sigur că sunt, industria metalurgică, sigur că este, dar nu este cea mai mare. Pentru că lăcomia noastră distruge planeta, de fapt. Și tema principală a protecției mediului nu este să rezolvă problema unei păduri, ci este cum mă lupt cu Monsanto sau cu Pioneer sau cu General Motors, cu Monsanto, care a preluat toate terenurile din România și le-a făcut vraiște când organismul modificat genetic. Asta este mare problemă. Nu se cultivă modificat genetic în România. Încă. Nu se cultivă. Nu știm noi. Nu știți dumneavoastră. Este așa. Dacă ar apărea pe media că 10 avioane Boeing 747 cad în fiecare lună, toată omenirea intra în panică. Dar eu vă spun că 10 avioane 747 pline cu copii mor sau au boli incurabile datorită lipsei de apă pe lună. Și
nimeni nu-i pasă. Asta este realitatea astăzi. Și se ascunde. Se ascunde cum se ascunde și faptul că această lăcomie a noastră a dus ca industria de haine. Astăzi s-ar opri. Astăzi, acum când noi vorbim, în lumea întreagă, toată lumea, trei generații de acum acolo, ar avea cu ce să se îmbrace, să se încălță. Pământul poate să acopere toate nevoile noastre, dar nu poate să acopere lăcomia noastră. Asta nu poate să facă. Și singura criză care va fi reală în această lume și va fi prezentă, de fapt este deja, va fi prezentă în ce în ce mai mult în anul 2020, în jur de 2020, va fi criza de apă și de hrană. Și nu din faptul că sunt zone care nu au apă. Fals. Cum ni se induce să credem asta. Că Africa nu are apă. Nu e adevărat. Africa are apă. Numai că alții vor ca Africa să fie săracă. Ca să o exploateze. Și să o fure. Respectiv marile corporații. Asta este realitatea. Nu există guvern în România. Este doar corporații care fac ca guvernele să le urmeze. Asta este adevărat. Și ne este frică să-l pronunțăm. Așa cum ne este frică să spunem că România nu mai este stat. Este o corporație. Ea a depășit de mult ideea de stat. Ideea de stat nu mai există. Așa cum nu mai există și nu este dorința de pace. În lume este doar dorința de dominare. Pacea nu înseamnă doar absența războiului, înseamnă prezența dreptății și adevărului. Lucru care nu este, pentru că lumea este plină de durere, din păcate, de violență. Este o lume bine ghidonată prin două elemente pe care le tratăm cu mare ignoranță. Mâncarea și media. Cu astea se conduce lumea. Îmbuibarea burții și îmbuibarea creierului. Mâncarea prin excelență, ca definiție, este un material de umplut burta. Asta înseamnă alimentele de pe rafturile din supermarket. De ce mâncarea este ieftină? De ce este ieftină? Ca să poți să o iei și să poți să fii manipulat. De ce cel mai sărac om de pe planeta asta, când se cere la McDonald's, într-un haos alimentar, are o plasmă de cele mai bune dimensiuni pentru a prelua și informația care se îmbuie pe creier. Hrana înseamnă informație. Și asta nu înțelegem. Informație. Viul se menține cu viu. Se poate. Nu merge. Gândiți-vă că tot ce luați în această industrie imensă alimentară are un circuit precis. Împachetat în plastic, că la rândul lui combină compușii toxici cu alimente. Urmează industria farma care te coafează puțin după ce, pe termen lung, chimicale, eurile și așa mai departe din alimente te transformă în platformă de boli și urmează industria medicală și industria de asigură de sănătate care îți dau verdictul. Nu mai ai mult de trăit. Mai bine consumăm lucruri naturale în ultimele momente ale vieții. Și asta se întâmplă în general și bine calculat înainte să ieși la pensie. Ca să nu-ți mai plătească nici pensia. Și totul este un circuit foarte bine gândit. Eu sunt vegetarian, nu doar din convingere pentru sănătate, și din punere morală. Pentru că toate alimentele și, în general, industria zootehnică, creșterea animalelor, este plină de hormoni
și peste 80% din antibiotice la nivel mondial sunt date industriei animaliere. Iar dacă abatoarele lumii ar avea pereți de sticlă, discursul meu n-ar mai avea loc astăzi. Asta e toată ideea. Totul este făcut pentru a pierde libertate. Totul. Tot ce se face în lumea asta. Trăim într-o lume a fanteziei și omul trăiește în fantezii, special date de media, care îi transmite care este familia ideală, care este concediul ideal, cum arată soția perfectă, cum arată amanta perfectă. O media care este plină de pornografie. Și omul chiar crede asta. De aceea apar divorțul, de aceea familia nu mai e familie. Și nu mai este libertatea autentică, care nu are nimic de a face cu libertatea de a alege. Dar nimic de a face cu libertatea de a alege. Libertatea autentică este ceea ce simt eu acum. Și nu gândesc cum alții m-au făcut să gândesc. Ce spun eu acum? Și dacă eu simt asta, asta este barometrul meu, este simțământul meu direct. Este plaja mea de a ajuta pe alții, pentru că unul se vindecă, toți ne vindecăm. Și nu am nevoie de asta, am nevoie de sclavi. Știu că există o problemă imensă a lumii și anume lipsa de resurse. Asta este problema uriașă, care a fost evident exploatată și furată de mari corporații. Însă, dincolo de asta, contează și soluția, și anume responsabilitatea personală. Față de cele 200 de corporații în lume, cele mai mari, care conduc, cu precizie vă spun, 150 de state luate în loc. De aceea, criza, în esență, pe care eu o văd, este în primul o criză politică. Noi nu mai avem lider și politic. Nu există lideri. Reformulez. Există, cu mici excepții, și de acelea notatele. Ele sunt împovărate pe canale mediatice cu alte scrocherii. Să știți că sărăcia care se spune vine bonul și salvează, eu care am lucrat și lucrez și acum. Mă rog, 17 ani în sistemul. Sărăcia există și trebuie să salvăm sărăcia. Și cine este sărac? Nu ăla care nu are. Sărac este cel care nu se mai sapă. Ăla este sărac. Și ONU, ca instituție de departe, este cel mai mare manipulator mondial pe această problemă. Contează valoarea ta internă. Cine sunt eu? Dacă eu sunt puternic și voi sunteți puternici, repet, dacă știți cine sunteți, atunci toată nația este puternică. Atunci ieși din sclavia ta și iese țara din sclavie. Pentru că ai autenticitate. M-am întrebat de foarte multe ori de ce merg lucrurile prost în România. Și sigur că peste tot în lume problema educației este critică. Este formulată de la unul la altul și transmisă periodic. Așa este bine. Mă întreb și eu dacă toate datele europene, măcar alea care sunt, nu știu câte sunt adevărate. Prezintă că avem copii slabi. Prezintă că datele sunt, adică rezultatele sunt foarte slabe. Că nimeni nu se ocupă de dascăl ca să informeze. Că nimeni nu se ocupă de școală și ce transmite. Și că avem rezultate din ce în ce mai slabe. Că toți suntem învățați pe același lucru și pe aceeași gândire omogenă și se mai și cere să fim în competiție pe ce gândim, pe ce ni se predă la fel. Și pe aceeași materie identică. Să fim în competiție. În competiție cu cine? Când tu nu ești lăsat să gândești singur, cu mintea ta, autenticitatea ta, talentul tău, ambiția ta, vocația ta. Și atunci am realizat că acest lucru ar fi o libertate prea mare și ne-ar fi fatal. Și de fapt nu suntem pregătiți. Conștiința pământului nostru nu este destul de desterenită de a primi acest proces de schimbare. Și în acest motiv eu am propus acest proiect al țării. Hrană, apă, energie. Care nu este un proiect nici venit pe genunchi și nici gândit ca așa l-am venit-o cu niște prieteni. Ci
Și este singura soluție, nu doar a României, ci a unei lumii întregi, care vine din străfunduri de a înțelege cine suntem noi. Și de a înțelege că mintea trebuie să fie liberă, critică și independentă. Ca să putem să ieșim dintr-o zonă din care pare că suntem paralizați. Cum este România, într-o moleșeală colectivă, în care avem impresia că altul gândește mai bine pentru noi. Cum ar fi Fondul Monetar Internațional sau Uniunea Europeană sau Banca Mondială sau diverse instituții de genul ăsta. Că nu au nimic de a face. Și am convingerea că problema României, cum se tot spune atâția ani de zile și se transmite imediat, nu este corupția. Nu este corupția. Și este dogma. Dogmele. Asta este problema fundamentală a României. Dogma. Trăim cum ni se spune să trăim. Gândim cum ni se spune să gândim. Știți care este ideea fundamentală? Ori ești liber. Că percepi fericirea ta în interior și nu în exterior, ori nu poți să ajungi nicăieri. Asta e toată ideea. Ne este frică de ce spun ceilalți din jurul nostru. Păi ce îmi spune mie profesorul la școală? Cum a zis lui John Lennon. Că de-aia l-au și omorât la 40 de ani. Că era prea liber în gândire. De-aia l-au murit și pe Kennedy, care a fost cel mai tare președinte la nivel mondial. Pentru că omul ăla a spus, doamne, gata, schimbăm sistemul. Și l-a ucis. N-am învățat nimic din istorie. Vin alții astăzi care scriu ei istoria și spun, noi scriem istoria. Pe când la școală, așa cum era înainte de 89, învățam de Mihai Viteazu, eram în pielea lui, eram acolo, pe cal. Ca și copii. Eram eroi. Așa m-a învățat mama. Deci, știți cum e chestiunea legată de iubire? Pentru că femeia, în esență, apropo de mamele care ne-au crescut, ne-au dat viață, ea este iubire. Femeia, prin Constituție, este iubire. Prin modul ei de care s-a născut, ea este iubire. Total. Și bărbatul nu poate să o domine decât într-un singur lucru. Prin iubire. Ei nu poate să o domine prin forță fizică. Și asta se uită în societatea românească total. Și tot este o chestie de pornografie. Cea mai mare parte. Care se înțelege că femeia, așa pointă de la preotesele dace, ea este întruparea absolutului. Și în fața ei mă înclin pentru că dă naștere la sfinți și eroi. Și așa trebuie să predăm în țara noastră. Este singurul mod în care ne putem manifesta. Să-l judeci pe cel de lângă tine, nu prin gând, ci prin iubire, prin inimă. Asta spuneam la început, un nou nivel de conștiință spirituală. Aici trebuie să ajungem. Ca să putem înțelege un proiect de țară, să ridici un steag, n-ai cum să ridici decât așa. România nu are nevoie de doctrină. România are nevoie de o stare de spirit. Asta este. Și chiar dacă obiectivul politicului a fost deturnarea, pe 26 ani deturnarea banului public, cu un singur scop, infracțiunea, nu mai contează. Contează să înțelegem că trebuie să există un timp egal cu zero de la care să pornim cu un alt nivel spiritual. Atunci când vine preotul în biserică, că este o inflație de smerenie în această țară. Și nu se înțelege rolul adevărat al misiunii bisericii. Și
se spune, facă-se voia ta, Doamne. Asta nu înseamnă, Domnule, că am abandonat. Facă-se voia ta, Doamne, că tot sunt sărac, tot sunt nepriceput, facă-se voia ta. Asta este, că sunt sărac, rămân așa. Mă rog, ca să nu mai fiu sărac. Nu, Domnule, înseamnă, facă-se voia ta, că am înțeles spiritul tău, că eu sunt puternic. Să fiu conștient de cine sunt. Că sunt o ființă creatoare și divină. România a predat ștafeta spiritualității pe ștafeta materialismului. Și eu cred, dincolo de asta, că astea sunt cele trei mari teme pe care a trebuit să le abordăm. Înainte de a vă spune câteva cuvinte de proiectul de țară, v-am spus de educație. Este o problemă fundamentală. Fundamentală. De aici pleacă tot. Investești în școală, crești în economie. Parafrazându-l pe Haret. Și școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat. Spune Eminescu. Asta este scopul educației, de a face totul cu bucurie pentru a fi fericit. Asta trebuie să fie scopul. Ce înseamnă a fi fericit? De a fi interesat de viață. De a fi interesat de viață. O, rolul educației este de a dezvolta capacitățile emoționale ale copilului. Copilul nu este o găleată care să bagi informații. Este un foc aprins pe care tu trebuie, un foc interior pe care tu trebuie să-l aprinzi. Asta înseamnă foc. Să-l menții. Să-l menții. Noi, înainte de a fi analfabeți literari cum suntem, suntem analfabeți emoționali. Și de aceea avem probleme uriașe cu demografia. Aici am fost năuciți. Noi am fost distruși biologic. Vă rog să rememorați că în al doilea război mondial România a pierdut, dincolo de eroi de pe front, partea civilă în jur de 1 milion, 1 milion. Astăzi România a pierdut peste 4 milioane de oameni. Peste 4 milioane de oameni, pe timp de pace, așa zis. Ne lovim de zidul competențelor false. Prea mult fariseism. Toți știu de toate, toată lumea se pricepe și sunt sub nivelul mării. Am înlocuit neamul bun cu neamul prost, care ne conduce. Și analfabetismul vine în întâmpinare cel literal, că sunt cel puțin datele existente și alea, să spunem, netransmise. 11%. Și cu cei analfabeți științifici, aia care știu să citească, nu înțeleg nimic, sunt 20% dintr-o țară. Și pe nimeni nu interesează, vedeți cei născuți în 89-90, nimeni din țara asta, cel puțin din zona de conducere. Se transmit rapoarte ce se întâmplă în ambasadele României în exterior. Când vine tânărul cel născut, cum spuneam, în zona asta, anilor 89-90, deci are 25-26 de ani astăzi, cu diverse probleme la ambasade, cei care sunt și lucrează pe nimic, ca sclavi. Ca asta am devenit. Nu știu, de moștenire, de deces, nu știu, în familie. Și ăla îi spune, doamne, citește asta și semnează ei, sau nu știu, completează formularul ăsta. Nu știu să scrie, să citească. Semnează cu degetul. Asta e realitatea. Toți, nu unul, toți tinerii care lucrează în Occident, vă dau exemple clare, în Germania, ce puțin, în Austria, au probleme grave. Grave și foarte grave. Suntem pe, unde suntem pe singurul loc în lume, primii, este în transportul viu de droguri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că grupurile acestea mafiote din lume preiau cetățeni români, îi se dau să înghită pachetele de droguri pe care le transport în diverse locuri ale lumii. Aici suntem pe primul loc. Păi care este tema CSAT-ului, mă gândesc și eu, când se întâlnesc cu oamenii? Ce vorbesc eu?
vorbesc de filme, poate vorbesc de filme, de excursiile pe care le-au făcut în sănătate. Când peste 80-90% din alimentele acestei țări vin din străinătate. Noi le importăm. O țară care poate să acopere necesarul Europei. La jumătate, sigur. 60% din producția de băuturi carbogazoase și alea distructive aparține Coca-Cola. Coca-Cola care este cea mai mare distribuitoare a lumii de apă. În care țăranul român nu poate să-și vândă laptele, nu poate să vândă legumele, pentru că nu îi lea nimeni, le aruncă în șanță. Păi nu v-a spus întrebarea simplu, te duci pe la raft și vezi cel puțin 8 sau 10 tipuri de lapte. Păi nu are cum să fie, domnule. Vă spun eu, în lumea asta sunt maxim, nu sunt, 1 miliard de vaci. Păi cum poate să fie atâta lapte? Vă seama că alea-s chimicale. Aparte că laptele original se strică, normal, cel autentic, în 24 de ore. Ăsta rezistă 12 luni. Cum poate să iei ceva care rezistă 12 luni? Este imposibil. Și atunci spun că acest proiect de țară, hrană, apă, energie, din start se opune modelului neoliberal care a înrobit lumea marii finanțe și a înrocit planeta, cu modelul economiei civice. Economie demnă pentru oameni liberi. Este ceea ce spunea Mircea Eliade de creștinismul cosmic, că ceea ce mi-aparține, natura, pământul, nu este spre stăpânire, este spre judicioasă administrare. Și să înțeleg profunzimea mea pe care ne-a dat-o Țuțea în libertate, că libertatea omului este partea divină din el. Asta nu înțelege. Ce spuneam mai devreme, nu suntem conștienți de energia noastră, de puterea noastră, că totul în lumea asta este energie și biochimie. Asta e tot. Totul. Și tot are pătrundere cu totul. Și că energia noastră colectivă astăzi, în țara noastră, e atât de negativă, încât de-aia nu putem să avansăm. Românul are justificări la orice. Nimeni nu-i vinovat cu nimic. E vorba neapărat să găsești vinovat, e vorba să nu le repeți. Nu avem cum să trecem până nu înțelegem profund adevărurile noastre. Ce s-a întâmplat cu cei 1100, peste 1100 de oameni, de tineri în special, morți în 1989? Ce s-a întâmplat cu dezastrul Mineriadei, care a făcut îngojurul planetei și care ne-a scos în orice circuit? Ce s-a întâmplat cu bebelușii morți sau arși la maternitatea Giulești? S-a găsit o amețită de asistentă vinovată. Bun, și sistemul el însuși. Ce s-a întâmplat cu clima de la colectiv? Nu trebuie să primim nimic. Încă o dată, nu mărturisim și nu scoatem adevărul și îl acoperim tot timpul, nu se întâmplă nimic. Acest proiect vine în întâmpinare pentru o nișă pe care noi nu avem, pe un steag pe care noi nu-l ridicăm. Orice țară în lumea asta, chiar și cele mari, nu comentez steagul lor, au un steag. America are democrația globală. Foarte bine, nu-l comentez. Nu e treaba mea acum și nici rostul acestei conferințe. Rusia are multipolaritate. Foarte bine. Treaba lor, au un steag. China are, produc orice. Ok, e regulă. Nu comentez nici asta. Eu vă spun că cu micul producător, ca să te apuceri în lume. Micul producător, asta e tot. Micul producător. Cucerim această lume. Și noi, rolul României nu este doar de a se reface ea. Și prin nivelul spiritualității vom ajuta o lume întreagă să refacă. Asta este, după părerea mea și conștiința mea interioară, karma României. Ce spunea Mircea Vulcănescu, trăirea spirituală a unui neam se măsoară după gradul în care acesta reușește să-și impună altora perspectiva sa proprie existență. Și când înțeleg asta, realizez că singura soluție pe marginea prăpastiei, așa cum ne aflăm astăzi, este vocația. Vocația, atât. Aduci vocația în prima mea în România,
ai scos sarea din mașină. Ce știi să faci? Care este talentul tău? Și pentru care tu să-ți deschizi inima pentru el. Vocația ta, sigur, combinată, normal, cu munca asiduă și cu spiritul antreprenorial. Dar asta este tema. Izvorul libertății noastre constă în larga răspândire a proprietății. În vocație, în spirit antreprenorial. A fi sigur că orice copil, când ajunge la maturitate, să aibă siguranța afacerii lui, spiritul lui antreprenorial, statul să-l ajute, că dacă el se dezvoltă, se dezvoltă o țară. Și acest proiect, eu sunt solidar în primul rând cu cei mai săraci, care sunt foarte mulți în această țară, pentru că numai acest proiect poate să-i scoată din sclavie. Pe un dosar internațional am citit acum mulți ani de zile că cele mai bogate terenuri agricole în această lume sunt doar în două țări, demonstrate prin, sigur, bazinul hidrografic, calitatea solului și ce mai departe. Cele două fiind Argentina și România. Deci, e o regulă de doi simplă, nici măcar de trei simplă. Știu ce vreau și ce mijloace am. Știu ce se întâmplă, ce mijloace am pentru asta. Știu că va fi o criză a apei și a hranei, ce mijloace am. Cam cel mai bogat sol și cel mai bogat bazin geografic, bazin hidrografic. Asta este proiectul. Deci chiar dacă nu știi nimic, te uiți la geografia țării, la mapă, la hartă și înțelegi cum funcționează. Că totul este viu, țara este vie, este un organism viu, nu este mort. Și atunci înțeleg că trebuie să-i dau țăranului putere. Că dacă el are putere și libertate, atunci țara e bogată. Asta este jocul mare. Și ce înseamnă să-i dau? Înseamnă să-l las să facă ce știe mai bine de la mostră mult. Să nu-i pun bețe în roate. Și tineretului, în mod special, trebuie să-i dau întâietate și să-i dau locul pe care îl merită. Adică primul loc. Primul loc, nu altul. Primul loc. Să investesc în tot ce am, material, logistic, pentru a se desfășura spiritual, pentru a-și demonstra vocația pentru el, pentru a fi fericit în ceea ce face, pentru că dacă el este fericit, va fi fericită familia lui, comunitatea, sărântul. Și baza și fundamentul în orice acțiune va fi ceea ce a spus cel mai mare om politic pe care l-a dat națiunea română și nu va da altul mai mare ca el, Mihai Eminescu. La 1877. Creșterea morală a generației tinere. Punct. Atât. Și atunci înțeleg că am nevoie de statul integral, ca să am hrană integrală și omul integru. Că am ca scop ca poporul român să fie cel mai sănătos din lume. Și poate să fie. Că n-am nevoie de stânga și dreapta în politică. Am nevoie de interesul național. Și că n-am nevoie de privatizare, am nevoie de bună guvernanță. Și atunci înțeleg că toate resursele țării sunt, de fapt, bogăția mea. Sunt istoria mea. Sunt pământul meu și nu sunt de vânzare. Nu-i nimic de vânzare. Și doar valori adăugate din ceea ce fac eu. Știți când biserica spune bine manipulat. Să-ți ajuți aproape. Asta nu înseamnă să bag mâna în buzunar și să scot doi bani. Să-i dau ălea care-i sărac. Înseamnă să mă împuternicesc pe mine ca să pot să ajut pe celălalt. Până dacă eu, unul, se vindecă, ne vindecăm toți. Asta înseamnă să-ți ajuți aproape. Biserica Ortodoxă Română are astăzi misiune istorică de a ajuta acest neam. Unde al băga în sărăcie și în beznă. Atenție mare! Este prea mare inflație de zmerii în această țară. Prea mare! Și prea multă frică și minciună. De la Vasile cel Mare încoace, biserica nu a fost asta. Biserica Ortodoxă a sădit acest neam și l-a împuternicit
Și rolul preotului a fost ca să facă din fiecare noriaș un om puternic. Încă biserica a fost puternică, satul puternic și țara puternică. Nu să-i spună, poate să ne rugăm că suntem săraci, dați și lui ceva de mâncare. Și manipulează prin pâine, plină de gluten și vin fals. Spune ceea ce simțiți. Tot ce ascunde și ne este frică. Ne este frică că ne vede ăla. Ne este frică că aude celălalt. Ne este frică că ne vede șeful. Și totul depinde de exterior. Gândiți-vă la interiorul vostru. Și atunci veți înțelege că o țară ca a noastră se apără cu oameni liberi. O țară nu se poate apăra cu robi. A venit vremea să înțelegem că trebuie să mâncăm puțin, să dormim puțin, să veghem mult. Puteți face asta? Să luați de pe masă cea mai mică bucățică de pâine. A venit vremea să ne hrănim cu aerul munților și cu iubire, așa cum au făcut strămoșii noștri daci. A venit vremea să facem scut în jurul țării noastre. A venit vremea să lăsăm la o parte urile, intrigile, dușmăniile, ambițiile personale, hoțiile care au dus la marginea lumii astăzi. Și să înțelegem că totul trebuie adus pe bună așezare, ordine, cuvinte puține, disciplină, respect față de lege și față de semeni. Văd frică în ochii voștri. La unii. Și nu trebuie să vă fie frică. Eu nu contest, că poate. Ca să vă ajut. Va fi poate o zi. Când curajul în această țară va pieri. Poate va fi o zi când vom părăsi prieteniile și frățiile făcute. Vom uita de jurămintele pe care le-am făcut. Țara va fi sfâșiată și demnitatea și vitejia uitată. Poate. Dar ziua aceea nu e azi. Azi trebuie să luptăm. Și miei din voi trebuie să răzvătească și să devină lei. Și atunci vă cer să înțelegeți, să vă ridicați și să înțelegeți ce înseamnă tăria voastră personală și misiunea pe care o aveți pe acest pământ. Pentru că România trebuie să înțeleagă și trebuie să știe în primul rând ce vrea și poporul român să înțeleagă ce poate. Trăiască România!